dumneavoastră cum vi se pare aceste măsuri? Mergeți, faceți cumpărături, presupun. Sigur. Cum vi se par aceste măsuri? De exemplu, închiderea magazinelor la ora 6. Ați văzut, nu știu, o aglomerație în jurul locuinței? Unde... Am văzut aglomerația acum, când magazinele se închid la ora 6, pentru că oamenii ies la serviciu de la ora 5, în general, se lucrează cam până la ora 5 și înghesuiala se face și cozele se fac acum, când se închid. Dacă s-ar fi lăsat magazinele să meargă până la 22 sau până mai târziu, non-stopurile să funcționeze, erau mai puțini. Eu n-am văzut niciodată cozi la magazine în București. Sau acum, la benzinării. Sau la benzinării sau în alte locuri, ca în acest moment. Deci, nu înțeleg nici eu de ce nu se pot crea niște echipe mixte între cei care gândesc în acel comitet și practicienii, cei de la Horeca, Asociația Patronatului din magazinele cu amănuntul, pentru că există asociații și trebuie doar să inviți la o discuție și îți dai seama de unele lucruri care nu le poți gândi în birou. Deci aici sunt foarte multe lucruri care nu le fac experții, chiar dacă guvernul ne spune că nu hotărăște el, că hotărăște experții. De exemplu, sunt experți în domeniul sănătății, cum este domnul Rafila sau domnul Cercel, oameni cunoscuți în domeniul epidemiologic, și care spun că o comisie faimoasă care s-a creat la un moment dat, a avut ultima ședință în septembrie anul trecut. Deci eu nu știu cine sunt experții care hotărăsc pentru toate aceste domenii, dar este un lucru de bază în a gândi lupta cu virusul într-o pandemie. E adevărat, medicii sunt cei mai importanți aici, dar este un lucru, lupta cu pandemia este un lucru prea important ca să-l lăsăm doar pe mâna medicilor, pentru că dincolo de aspectele medicale intervin alte lucruri, sociale, economice. Medicii nu pot gândi, de exemplu, și nu e treaba lor să gândească cum să recupereze o firmă pierderile și cum ar trebui să ajutăm noi firmele și oamenii care au o mică investiție să nu piardă acea investiție. Cum să-i ajutăm prin credite sau prin amânarea plății unor restanțe la bancă. Cum să-i ajutăm, de exemplu, să facă învățământul online sau să facă telemunca. N-au de unde să știe medicii. Este nevoie de echipe complexe, de sociologi, economiști, politologi, psihologi, de oameni care să înțeleagă cum gândește publicul. Deci toate aceste lucruri ar trebui gândite prin echilibru. Eu, dacă m-aș fi ocupat de această pandemie, aș fi făcut comisie parlamentară pentru asta, în care adunam toate partidele împreună, făceam o comisie în care inclusiv aceste decizii politice să ni le asumăm cu toții, pentru că nimeni nu este nebun să lupte împotriva unor reguli de bun simț care salvează vieți. Asta nu o să-mi explice nimeni, că avem chiar partide sinucigașe sau oameni atât de nebuni și criminali. Nu este asta. Problema este însă una de comunicare și de a lăsa deoparte conflictul politic permanent care există la noi. Asta era prima măsură. În loc să definim această luptă cu pandemia ca un război cu virusul, dar și cu Parlamentul, cu virusul, dar și cu PSD, ar fi trebuit să-l definim numai cu un război al națiunii contra pandemiei și atunci toate eforturile, cât de mici, și efortul de credibilitate care îl are și opoziția și efortul pe care pot aduce profesorii, jurnaliștii, ceilalți să facă asta. N-am văzut, de exemplu, e o chestiune operă mare de comunicare publică, n-am văzut un comitet al Clubului Român de Presă, nu știu dacă mai există Clubul Român, dar al profesioniștilor din mass media, care știu cel mai bine și cunosc publicul. Fiecare tip de media, fiecare brand din presă își cunoaște cel mai bine publicul și lasă-l pe el să-și facă un plan pentru publicul lui. Nu-i face niște tabele, niște scheme sau niște desene despre mască sau despre distanță socială. Sunt foarte multe greșeli, cred eu, care țin de prea mare ambiție, de prea mult orgoliu și uneori cred că acest guvern pierde pentru că se vede o aroganță față de populație. Populația nu este... Am senzația că populația nu este înțeleasă de către cei care se află în acest moment la guvern. Este o formă, poate sunt prea dur, dar asta este sentimentul pe care l-am. Mi-aduc aminte când o distinsă deputată mai de mult s-a dus la tribuna Parlamentului și a spus: ciocul mic, acum noi suntem la putere. Am senzația că la o altă scară, sigur, ne lovim de acest lucru, de această meteahna politicii românești, care nu este numai acum, care este una destul de veche și o tradiție nefastă pe care o avem în politică.